Salut, sunt Veronica și bun venit la Hai Bun Vlog. Acest video este despre un experiment de-al meu care l-am făcut pe parcursul unei luni de zile și anume am citit scriitori basarabeni. Mai degrabă, ceea ce n-am citit până acum, nu știam ce se publică la noi pe piață, nu știam autorii și mi-am zis că de ce nu. Astfel, eu am scris un mesaj pe Facebook și am rugat prietenii mei să-mi recomande niște cărți. Deci, eu am luat pur și simplu la rând, foarte random, nu am ales în mod special un anumit autor. Scopul era să citesc cât mai multe cărți timp de o lună. Eu am reușit să citesc 6, ceea ce mi se pare un rezultat ok. Da, prima carte este Eva, de Adrian Iarmurache. Și în genere, cum a ajuns cartea asta pe mâinile mele, un coleg de lucru m-a abordat într-o zi și mi-a zis: tu trebuie să citești cartea asta. Și în momentul ăla eram foarte sceptică, mai ales că el mi-a spus că tot ce zic eu despre carte transmite autorului. Și acum, Adrian Iarmurache, aș vrea să spun personal că m-a surprins cartea ta. Am râs, am fost tristă, m-am conectat cu personajele, mai ales cu Eva, și a fost o experiență destul de curioasă. A doua carte a fost Kinderland, de Liliana Coropca. Pentru mine, tema migrației deja mi se pare că este destul de depășită, chiar dacă este foarte actuală pentru Republica Moldova. Însă, cartea este din punctul de vedere a unei copile de 12 ani. Și în momentul ăla când citeam, deja nu mai făceam diferență. Copiii au 12 și 7 ani sau ei sunt deja mult mai mari. Pentru că situațiile în care erau puse nu erau deloc situații pentru copii, dar erau deja cadre pentru oameni maturi. Și toată tema cu migrația, transpusă prin prisma unei copile de 12 ani, capătă o nouă anvergură și te lovește foarte tare. A treia carte a fost Diavolul este politic corect, de Savate Baștovoi. Și eu, în timp ce lecturam, mă gândeam doar la un singur lucru. Cartea asta este o combinație între Aldous Huxley, Minunata lume nouă, și José Saramago. Și chiar dacă am avut această impresie, mie mi-a plăcut, pentru că era o combinație între cărțile și scritorii care pe mine mă fascinează. A patra carte a fost Durere, de Vladimir Beșelac, uite, chiar o am aici. Pentru mine cartea asta a fost o durere și m-a enervat, dacă cinstit, pentru că prezenta partea aia societății foarte tâmpită, cu plină de prejudicii și de așteptări și era destul de dramatic, prea dramatic pentru mine. De asta, nu știu, am rămas cu un sentiment foarte mix în urma lecturării. Următoarea carte trebuia să fie Sex și Perestroica, de Constantin Căianu, dar, din păcate, la moment nu s-a lipit cu dispoziția mea. Așa că a trebuit să schimb cartea asta pe carte colegii mele, Doina Lungu, Sinfonia unui criminal. Eu la Sex în Perestroica vreau să mai revin, dar asta a fost o lectură foarte curioasă pentru mine, mai ales că țineam foarte mult să o citesc. Cum i-am zis și Doinei, eu am presupus și chiar am ghicit finalul, dar o jumătate din el doar, și până la urmă Doina m-a luat prin surprindere. O lectură interesantă, curioasă și cu note de mici enervări și frustrări față de un anumit personaj. Dar vă las să citiți și voi și apoi mai vorbim. Și ultima carte a fost Vinil, de Igor Guzun. Pentru mine asta e o carte pe care o citești la o cafea, la un ceai și privești peste geam la Chișinău. Am râs, am fost curioasă de jocurile de cuvinte care mie îmi plac foarte mult, dar printre rânduri ești trist, pentru că chiar dacă am obișnuit să facem haz de necaz, totuși rămânem cu un gust amar. O concluzie generală din partea mea este că literatura basarabeană este foarte, nu știu, e plină de sentimente de tristețe și durere. Și presupun că deja tot ce se întâmplă în societate, în politic, în jurul nostru, e atât de grav și atât de mult ne afectează, încât observăm asta imediat și în literatura care se scrie în spațiul nostru. Mulțumesc mult! Eu îmi continui experimentele, sper să revin cu o nouă ediție. Eu o să continui să citesc scriitorii noștri, aștept de la voi recomandări de carte, faceți un like, un share și scrieți comentarii ce ați citit voi. Mersi!